Cum poți fi un cetățean activ? O resursă pentru clasa a șaptea în cadrul proiectului CRED. La vârsta de 13-14 ani, nu este ușor să-ți dai seama cum poți începe să schimbi unele lucruri atât în comunitatea în care trăiești sau chiar în lume. Probleme precum sărăcia, lipsa locuințelor, abandonul școlar sau poluarea pot părea copleșitoare, dar sunt multe lucruri pe care le poți face chiar dacă nu ești suficient de mare ca să votezi. Chiar și numai discutând despre aceste probleme cu cei din jurul tău, colegi, prieteni, membrii familiei, poți schimba unele lucruri. Scrie-le reprezentanților autorităților locale și centrale, primar, consilieri locali, deputatul și senatorul din circumscripția ta electorală, dar și ziariștilor despre lucruri care contează pentru tine. Alătură-te unei organizații, cum ar fi Organizația Mondială a Cercetașilor, sau participă la o campanie locală, de pildă pentru salvarea unui parc, a unei școli sau a unui spital. Candidează. Poți începe să candidezi la alegerile pentru Consiliul Elevilor din școala ta. Poți candida la alegeri într-un parlament al tineretului sau în alte organizații. Acestea sunt organizații care aleg tineri și se concentrează anume asupra problemelor care îi afectează pe copii și adolescenți. Nu conduc țări, dar uneori sunt consultate de guvernanți. Poate fi o experiență excelentă dacă vrei să devii mai târziu politician. Dezbate diverse probleme cu colegii, profesorii și prietenii tăi. Școlile organizează deseori cercuri de dezbateri unde poți aduce argumente pro și contra unei idei. Dezbaterile te ajută să înveți să-ți exprimi ideile clar, dar și să afli idei diferite de ale tale. Insistă să prezinți adulților din viața ta problemele care te interesează. Asta te va ajuta să-ți perfecționezi abilitățile de a dezbate, uneori chiar să-i convingi să-și schimbe opțiunile de vot. Citește, urmărește, ascultă știrile. Pentru a produce schimbări în jurul tău, trebuie să știi ce se petrece în comunitatea ta și nu numai. Fii însă atent, atentă, întotdeauna la atitudini părtinitoare și încearcă să te informezi din mai multe surse pentru a fi în echilibru. Nu cumpăra produse de la companii producători cu ale căror acțiuni nu ești de acord. De exemplu, poți evita să cumperi produse de la producătorii care nu își tratează echitabil angajații, nu își plătesc impozitele sau exploatează minorii. Acest tip de acțiune se numește boicotare. Dacă suficienți oameni boicotează o companie, sunt șanse mari ca aceasta să se schimbe. Dar cercetează, informează-te și asigură-te că situația este reală, deoarece în mediul online circulă multe acuzații false. Pune întrebări și încearcă să înțelegi ce se întâmplă în țara și în comunitatea ta. Astfel vei fi mai bine pregătit, pregătită, să încerci să schimbi lumea. Activitate în clasă. Realizați în echipe de câte 6 elevi un chestionar cu 10-12 întrebări prin care să identificați o problemă de politică publică locală. Aplicați chestionarul în comunitatea voastră, identificați principala problemă și cu ajutorul profesorului sau profesoarei de educație socială, redactați o scrisoare către autoritățile în sarcina cărora ar putea fi rezolvarea problemei identificate. O resursă educațională elaborată în cadrul proiectului CRED.